Hei, bine ați venit din nou pe canalul de gaming, astăzi o să ne jucăm Dice Dream. Suntem aici, ne-am făcut primul castel, am trecut de tutorial ca să nu fie nevoie să treceți și voi prin el. Și nu uitați, dacă vreți să ne jucăm împreună, accesați primul link din descriere și putem să jucăm împreună. Este un joc foarte simplu, trebuie să dăm cu zarul și aici o să ne pice ori monede, ori să ne atacăm prietenii ca să le furăm monedele, diverse chestii. De exemplu, acum nu mi-a picat nimic special, mai dăm o dată până când ne pică. Haide cu ceva putere. Uite, jackpot, dacă îți pică 3 de jackpot, iei o grămadă de bani. Și te întreb, ce faci cu banii? Ei bine, cu banii îți construiești cetatea, faci clădirile astea și vă arăt cum să faceți level ușor și mulți bani foarte rapid. Când aveți puțin bani, cum am eu acum, 32.000, da? Și fiecare costă 8.000, 6.800, pe acolo, e destul de ieftin. Luați din fiecare la început câte una, construiți-le, să fie construite. Și atunci o să apară băieții ăștia pe mapă care vă dau cadouri. Și efectiv, luați cadourile. Și cu cadourile astea, ba, vă dă mai mulți bani. Ba, vă dă zaruri de învârtit. Și astfel o să faceți mai mulți bani mai repede. Iar jackpot. Hai să vedem. Oh, ce mi-a picat? 10 rolls. Perfect, chiar aveam nevoie că rămâneam pe 0. Dar hai să mai construim aici. Hai să terminăm și pe asta. Că văd, uite, building complet. Și acum mai îmi dă ceva, încă 5. Deci ideea e la început să le construiți pe toate câte una din fiecare și după până la final pe toate. De exemplu, luăm pe asta a treia, o construim până la final. N-avem bani. Asta e, mai dăm cu zarul să ne pice bani. Haide, trebuie să pice ceva. Era cât pe ce să pice jackpotul ăla. Opa, opa, m-am stat zarul pe... Steel, steel, ce face steel-ul? Ei bine, fur de la un prieten bani. Sau de la alte persoane pe care nu le cunoști. Eu pe Lisa nu știu. Dar uite, pot să-i fur până la 30.000. Și important e să nu pice bomba aia. Așa că hai să furăm de la Lisa. A picat 3, asta înseamnă cât? 4.500? Ok. Wow, wow, fiți atenți că furca lumea de la ea. Ah, a picat bomba la 24.000. Nu pot să cred! Dar tot am luat bine, 24.000 sunt o grămadă de bani acum la început. Dar să vedeți când o să furați milioane efectiv. Hai să mai construim, să mai luăm un cadou aici. Nu, tot nu avem bani. Bine, dăm cu zarul. Hai că din 12 zaruri trebuie să facem bani. N-avem cum să nu facem. Free? Free spins! Ok, de asta nu știam. Deci există și free spin-uri și am 10 la număr. Ok, hai să le dăm pe toate 10. Ia ce ne-a picat, nimic aici. Jackpot, ăla-i mă, jackpot-ul, măi, vin la tata încoa. Hopa, hopa, steel, steel, bun, hai să furăm. De la Matt, cine-i Matt? Sper să fur tot, absolut tot de la el. Haide, hai Matt. Haide, știu că vrei. Ăla-i mă, 28.000 am luat de la el. Ori 2 se dublează, dacă fur tot se dublează. 56.000. Păi sigur ne facem cetatea cu asta. Dar mai întâi trebuie să le dăm pe toate astea. Iar jackpot. Încă 8.000. Jackpot! What? Cred că mi-a dat 3 jackpoturi aici. Și încă 6. Încă 10.000 de coins. Ce să-ți mai dorești? Ce să-ți mai dorești? Am 100.000. Hai să vedem cât putem să construim cu 100.000. Perfect, am mai terminat o clădire. Ne mai dă niște zaruri. Mergem mai departe. Oare pot să le termin pe toate cu banii ăștia pe care i-am acum? Cred că pot. Cred că pot. Mai am 48.000. Uite, mi-a dat și upgrade la cărți. Acum când o să atac un adversar, o să-mi dea 1,1 mai mult decât mi-a dat în mod normal. Hai să terminăm. Dă-i cu cadoul ăla. Dați-mi cadouri, că îmi plac cadourile. Așa. La început este foarte ușor să faci level, pentru că efectiv jocul te ajută. Uite, acum învârt, sigur o să fac banii. Sigur. Hai să vedem, mamă, nimic, mă, nu mi-a picat. Ăla-i. Bun, hai să vedem și atacul. Eu acum atac un adversar, mă rog, un prieten, că aici ați atat și prietenii. Hai să vedem ce vrei să-i atacăm. Să-i atacăm castelul, căsuța, hai să-i atacăm coliba asta. 20.000, mamă, am nimerit-o pe aia cea mai bogată. Și aici e foarte simplu. Luați cu praștea să-l dați și trebuie să... Dacă nimeriți în punctul ăla roșu de sus, luați ori 2. Aute, mă, director 2. Ah, a avut scut. A avut scut. Dar tot am luat ceva bani, 33.000 e bine. Ideea e că și noi avem aici sus un scut, acolo sus sunt colți. Dacă facem 3, putem să facem și 10, cred, și efectiv ne protejează de prietenii noștri să nu ne atace. Hai să vedem, avem 40.000, putem să construim? Nu, încă nu putem, avem nevoie de 26.400, așa că ce să facem, mai dăm la zaruri. Hai, jackpot, gata, e tot ce am avut nevoie. Și chestia e că o să vă întrebați acum și o să ziceți, păi, și acum ce se întâmplă? Gata, am terminat jocul, dacă îmi construiesc cetatea? Nu. Mergem mai departe la următoarea. Ia uite. Kingdom Restore. Next Kingdom. Hai să mergem mai departe. Următoarea se numește Frozen, The Frozen One. Ok, este cel ghețat. Mamă cum arată asta. Și la fiecare cetate, la început, îți dă un cadou. Efectiv o cutie pe care trebuie să o deschizi. Hai să vedem ce le pic aici. 25 de rotiri. Și ne-a dat și o pușculiță. A, de fiecare dată când dăm cu zarul, se adună zarul și acolo în pușculița aia și la sfârșit putem să spargem. Și acum putem să învârtim de două ori mai mult. Gen de dublu. Uite, în loc să iau un shield, o să iau două shield-uri. Pentru că erau al doi. Deci da, hai să ne jucăm jocul ăsta împreună. Accesați linkul din descriere, primul link de acolo.
și ne jucăm împreună. Hai să vedem acum, vreau să termin și cetatea asta de gheață pe acest video, sper să reușesc. Trebuie să învârt aici mult. Oh, hai cu o carte, atac. Și chestia e că luăm banii ori doi, orice ar fi, pentru că am învârtit de două ori zarurile, cum ar veni. Ce să atacăm? Am atacat-o pe aia, hai să o atacăm pe asta mie. 20.000, bam, ce am nimerit-o. Deci noi aici putem să luăm și 80.000, pentru că vine 20.000 ori 2 de la bonus. Bonusul ăsta pe care l-am nimerit avea shield. Dacă are shield, îți dă doar jumate. Al doilea rând, 1.5, îți dă doar jumate. Oricum 66.000 mi se pare foarte mult că am luat. Și dacă colectăm și steluțele astea pe care tocmai le-am conectat, dau iar bonusuri. Și la început sunt bonusuri peste bonusuri și o să avansez foarte repede nivel. Cum v-am învățat, construim câte una din fiecare, avem bani. Am avut pentru 4 dintre ele. Și acum efectiv ăștia ne dau cadouri, uite. Ăsta mi-a dat rotiri. Ăsta ce-mi dă? Bănuți. Ăsta ce-mi dă? Rotiri. Și ultimul, rotiri. Am făcut rotiri în plus. Deci asta e strategia. Și acum încercăm să facem 26.000, să luăm și ultima 22.000. Hai încă puțin, încă puțin. Ăla-i. Acum sigur luăm banii. Stil. Mamă, ce-mi place stilul, pentru că nu trebuie să faci nimic, doar dai click pe ecran și fur de la aliați și de la prieteni. Să nu încercați să-mi furați banii mie. Acum dacă se întâmplă, se întâmplă. Hai 21.000, putem să furăm? Încă gata. Și totul se dublează. 84.000. Putem să construim ultima clădire din cetate. Unde ești? Aici. Ca să luăm cadouul ăsta. Unde ești, frumosule? Vine cu a... Dăm cadou. Așa. Și acum, cred că putem să terminăm și pe prima cu atâția bani. Nu putem, mai avem nevoie de puțin. Hai să mai învârtim la zaruri. Jackpot. Cât avem nevoie? 52.000. Pe cred că i-am făcut acum. Da, i-am făcut. Opa, dar stai că avem și un atac. Bun, mamă, uitați ce are aici. Mamă, cred că s-a ajuns departe rău de tot. Hai să atacăm mașina asta scumpă. 10.000, bun, e bine 10.000. Mai ales că se dublează. Hai să vedem dacă îl nimerim fix unde-l doare. Aieee, ăla-i tată, da, avea scut, era pregătit omul, degeaba are mașină de lux. Dacă n-are scut. Bun, dar să vedem, putem să construim pe prima. Și bam, mai primim un cadou. Ideea e să obțineți cât mai multe cadouri de astea, ca să obțineți cât mai multe roti, și așa faceți mai mulți bani și avansați foarte, foarte repede în level. Hai să vedem dacă ne pică ceva marfă rău de tot. Jackpot, dacă îmi pică 5 jackpoturi unul după altul, sunt bine. Dar nu pică, nu mai îmi dă efectiv nimica, ce s-a întâmplat? Vezi, dacă n-apeși butonul ăla de like, nu-mi dă nimic. Haide, ăla-i, 5.000, bun, sunt bănuți. Și atacăm, aici luăm bani, mă. Să vede pe Sofia, ia. Wow, asta e din viitor. Dar ce scrie acolo? Revenge. Ok, îmi iau revanșa. M-a atacat la 5.000, cel mai puțin 5.000 în momentul de față. Dar e ok, toți sunt bani, mai ales dacă îi dublăm direct în centru, i-am dat. Direct în centru. Hai să vedem. Bun, am făcut și 6 steluțe. Mai îmi dă încă 20 de rotiri. E perfect. Ceva spune că o să ajungem și la următoarea cetate, chiar în episodul ăsta. Dar trebuie să dau lazarul ăsta ca lumea. Trebuie să am noroc la ele. Pare că am până acum. Ah, ce speram să fie un atac acolo. Jackpot. Bun. Mamă, mai am doar 13. Mai am doar 13 zaruri. Nu pot să cred. Mai am 3. Ultima rotire. Ce e asta? Și că pot să-mi invit prietenii, adică pe voi, putem să fim prieteni, ok, și primim cadouri dacă ne invităm între noi. Se pare că mai am nevoie de un singur prieten ca să pot să iau cadoul ăsta, așa că te rog, eu intră pe linkul din descriere, descarcă jocul și hai să ne jucăm împreună ca să primim 2 bonusuri. Bun, mai am o singură rotire, hai să vedem ce pică. Câțiva bănuți. Bun, atunci hai să construim. Hai, poate reușim să construim o cetate. Nu putem. Nu putem. Mai avem nevoie de 65.000, o grămadă. Rotiri nu mai avem. Ce putem să facem acum? Acum trebuie doar să așteptăm măcar o oră să ne dea încă 5 rotiri ca să putem să ne construim ăsta, că sunt sigur că din 5 rotiri o să ne pice ceva bun să facem banii. Dar o să aștept eu off-camera și ne vedem în următorul episod. Nu uitați să apeși butonul ăla de subscribe și neapărat dacă îți descarci jocul să o faci pe linkul din descriere.